ordinea de zi a ședinței. Bună ziua tuturor! Astăzi, pe ordinea de zi, avem trei proiecte și un punct divers. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului achiziție bodului excavator pentru primăria comunei Cașa de sub Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în comuna Cașa de sub Bacău. Punctul 4. Divers. La divers avem o solicitare la școala Cașa, la domnul director, care o să discutăm în ședință, apoi, dacă va fi cazul, o să și o aprobăm. Dar întâi să o discutăm. Înainte de a începe citirea cu ordinea zi, vă anunț că cu 28 iulie mi-a reușit să păstri local. Vă notați, 28 iulie, tot la orele 17. E bine. Se vede toată lumea prezentă. Avem o altă ședință cu păstri local, cu alte puncte cu ordinea zi, în care nu va fi salarizarea personalului în cazul instituției primare și indemnizația primarului și primarului și indemnizația consilierului local. Da? O să fie o propunere și nu ați fost să o întrebați, ca atare o să o aprobați sau nu. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Primarul comunei Cașa de sub Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de 17.07.2017, la care participă câți consilieri sunt? 11 consilieri din 13, locali în funcție, luând în dezbatere. Expunerea de motive numărul 5548 din 17.07.2017 a domnului Sorin Daniel, primarul comunei, raportul de specialitate 5549 din 17.07.2017 întocmit de doamna Vițu Maria Contabil, avizul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat, al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului și Servicii și Comerț. Legea Bugetului de Stat, pe anul 2017, numărul 6. În temeiul articolul 36, alineatul 4, litera A, articolul 45, alineatul 2, litera A, coroborat cu articolul 48 și articolul 115, alineatul 1, litera B, din Legea Funcționării Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Propune. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Cașa pe anul 2017 la venituri cu suma de 135 lei din venituri proprii, capitolul 3502, venituri din amenzi și alte sancțiuni, și la cheltuieli cu suma de 135 lei. Articolul 2. Cheltuielile bugetului local în suma de 135 mii lei sunt repartizate astfel. Capitolul 5102, administrație publică locală cu suma de 80 mii lei. Capitolul 6705, cultură, artă, sport, cu suma de 50 mii lei. Capitolul 8402, drumul și podul, cu suma de 5 mii lei. Total cheltuieli 135 mii lei. Articolul 3. Se aprobă lista de investiții pe anul 2017, actualizată cu propunerile noi. Articolul 4. Prezenta hotărârii se comunică prefectul județului Bacău, primarului comunei Cașa și compartimentului bugetului cu contabilitate de venituri în termen de 10 zile de la data adoptării pe către sectarul comunei. Articolul 5. Compartimentul bugetului cu contabilitate de venituri va duce la îndeplinire prezenta hotărârii. O să vă citesc expunerea de motive, care este mai detaliată, să se structurilor. Expune motive. Subsemnatul Sorin Daniel, primarul comunei Cașa și ordonator principal de credite, având în vedere referatul înregistrat sub numărul 5472 din 12.07.2017 a doamnei Cojocea Fritoacă Gabriela, viceprimarul comunei Cașa, prin care arată necesitatea organizării unor evenimente, precum și executarea unor lucrări de interes local, propun rectificarea bugetului local pe anul 2017, după cum urmează. Se majorează veniturile proprii ale bugetului local cu suma de 135 mii lei, la capitolul 3503, venituri din amenzi și alte sancțiuni, cu aceea sumă se majorează și cheltuielile bugetului local, după cum urmează. La capitolul 5102, administrație publică locală, cu suma de 80 mii lei, cheltuie materiale, din care 50 mii lei pentru reparații curente exterioare, văduit clădire primăriei și suma de 30 mii lei pentru organizarea zilei comunei Cașa, sumă necesară pentru organizarea centenar primul război mondial, competiții sportive, mini-fotbal, cross, tenis de masă, parada, călțuri copilătiri, spectacol, muzică populară.
La capitolul 6702, cultură, artă, sport, cu suma de 50.000 lei, din care 25.000 lei cheltuieli de capital pentru construirea unui monument centenar dedicat eroilor căzuți în luptele din primul război mondial și suma de 25.000 lei cheltuieli materiale pentru activitatea sportivă, pentru care viceprimarul comunei va îndocumi actele necesare finanțării echipelor de fotbal. Capitolul 8402, drumul și podul, suma de 5.000 lei pentru consultanță achiziției podului excavator. Administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, dărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului local, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind implementarea proiectului achiziției pulpe de excavator pentru primăria comunei Cașin din Subacol. Privind implementarea proiectului de achiziție pulpe de excavator pentru primăria Cașin din Subacol. Consiliul Local al Comunei Cașin din Subacol, întrunit în ședință ordinară din data de 17.07.2017, la care participă un număr de 12 consilieri din cei 13, în funcție luând în dezbatere. În conformitate cu prevederile articolului 120 și articolului 121 aliniatul 1 și 2 din Constituția României Republicană, articolul 8 și 9 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificată prin legea numărul 199 din 1997. Articolul 7, aliniatul 2 și articolul 1166 și următoare din legea numărul 287/2009 privind codul civil, republicată cu modificări ulterioare referitoare la contracte sau convenții. Articolul 20/21 din legea cadru a descentralizării numărul 195/2006. Articolul 36, aliniatul 2, litera B și D din legea administrației publice locale numărul 25/2001, republicată cu modificările și modificări ulterioare. Legea numărul 273/2006 privind finanțarea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare. Legea numărul 52/2003 privind transparența decizională în administrație publică cu modificările și completările ulterioare. Articolul 43 din aliniatul 4 din legea numărul 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actului normativ republicată cu completările și modificările ulterioare. Luând acte. Referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Cașin, încadrarea sa de inițiator, înregistrat cu numărul 5518 din 14.07.2017, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport în dezvoltarea colectivității. B. Raportul compartimentului de sport din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu numărul 5519 din 14.07.2017, prin care se motivează întreb și în fapt necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport în dezvoltarea colectivității. C. Raportul Comisiei de Specialitate al Consiliului Local Cașin, județul Bacău, constând necesitatea de a asigura resurse financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local. În temeiul prevederilor articolului 36, aliniatul 1 și aliniatul 2, litera B, aliniatul 4, litera D, articolul 45, aliniatul 1 și ale articolului 115, aliniatul 1, litera B din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificări și completările ulterioare. Consiliul Local al Comunei Cașin de Subacău adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se aprobă implementarea proiectului achiziției pulpe de excavator pentru primăria Comunei Cașin de Subacău, denumit în continuare proiect. Articolul 2. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii economici a investiției conform anexei numărul 1, ce face parte din prezenta hotărâre. Articolul 3. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cadrul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR, potrivit legii. Articolul 4. Autoritățile publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. Articolul 5. Numărul locuitorilor de servicii de proiect, după caz, precum și caracteristicile tehnice ale proiectului, sunt cuprinse în anexa 2, care face parte integrată de prezenta hotărârii. Articolul 6. Reprezentantul legal al comunei este potrivit legii primarul acesteia,
în dublața calitate și de ordonator principal de credit. Articolul 7. Aducerea în îndeplinire a prezentei hotărâri asigură de către primarul comunei ca și județul Bacău. Articolul 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei Cașin, în temeiul proiectului de lege, primarul comunei Cașin, prezentul județului Bacău și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet. www.primariacasin.ro. Da. Raport de avizare. Da. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului achiziției buldoi excavator pentru Primăria Comunei Cașin, județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. La anexa 1 să vă dau o citire, ca să aveți un ascultat, să vă notați, sunt niște cifre, dacă vreți să le aveți notate. Indicatorii economici a investiției, conform proiectul numărul 1102/2007 și faza memoriei justificativ, într-o 1010 rutier Ponic 21, SRL, Bacău sunt. Valoarea totală a investiției este 272.355,47 lei, adică 59.294 euro, e fără TVA. Cu tot cu TVA e 70.560 de euro, asta e tot cu TVA, e valoarea buldoi excavator. Acest buldoi excavator a fost ales după site-ul Afirului, deci agriat de Afir Iași. Este un excavator GCB, se numește, am înțeles că este cel mai bun excavator GCB-ul ăsta. Și să vă dau și încă ceva caracteristici tehnice a lui. Motor diesel GCB, Ecomax, T4F, fără filtrul de particule sau AW, putere, 74 cai putere. Cuplu motor, 400 Nm la 150 rotații pe minut, 1500 rotații pe minut. Adâncime săpare, 5.970 mm, adică la 60 de centimetri. Forța de rupere la excavare este de 6.228 kg forță. Înălțimea maximă de ridicare a cupei încărcător 3.450 mm. Forța de rupere la cupa de încărcător 6.531 kg forță. Transmisie, simplu posibilitate de cuplare 4-4 sau 4-2, 4 viteze, înainte, înapoi, viteze de plasare 40 m/h. Încărcare dinamică, punte spate, 12.500 kg, cea mai mare din industrie. Deci are putere de ridicare, cea mai mare din industria modificatoare. Greutate opțională, 8.136 kg, adică are 8 tone. Anvelope, de aici, așa, și va mai interesa dumneavoastră. Cupă încărcător multifuncțională, deci va veni cu cupă și cu lava de față. Astea sunt dotări lui, standard. Celelalte dotări, n-am înțeles pe zile sau ce vom lua noi, că avem nevoie pentru asta și luăm, vom cumpăra afară. Anexe. Da. Sunt anexe care sau braț dăpăsit, am văzut pe internet, poți să iei brațul care poate meargă să pățească iarba sau sucuriții copacii, situații copacii. Da. Din camera are? Nu. Deci, dotarea asta a lui este cupa și lama. Se poate da. Da. Se apătează orice. La... Zic că n-are nici cupă de săpare. Ba da. Nu, el e cu cupa de săpare. Cu o cupă, una. Eu vorbesc cu cupa mică pentru șanțuri. Da. Acolo a spus la 5 metri. Înseamnă că a greșit ei aici. O băgeți se pare pentru șanțuri. Nu, a greșit de milimetru, au greșit. De aia mici. Că pare că au greșit ei aici, când mi-a regatat. Da. Că pe amă, poți să pun... Și fii cam aris pe site-ul Afirului, că s-a creat de la Afir Iași. Nu, dar apare și cupă de aia mică pentru șansă. Da, sigur. Asta e. Cupa și cu lama. Astea sunt dotările lui standard. Uitați, asta e pututul.
Și vă ducem. Deci cupa mare. Cupa mare. Cupa mică de săpașanță. Aia e în spate și... Aia vine în spate. Aia e în spate. Dar o are în dotare? Da. El, dotarea lui Stadă de iasă. Ținând cont de faptul că vom începe canalizare, vom face... Are cupa mare în față. Aia e lama. Aia e lama. Și aia mică pe broșan și vine în spate. Și cupa e în spate. Bun, să trecem la proiectul numărul 3 pe ordinea zilei. Vedeți ce v-a spus, că vor face canalizarea ei pe Curița. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului dotarea unei clădiri de funcționării ca cel de rietul comună ca județul Bacău. Privind implementarea proiectului dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca cel de rietul comună ca județul Bacău. Legea numărul 52 pe 2003 privind transparența decizională din administrația publică cu modificări și păiturile ulterioare. Articolul 43 din această 4 din legea numărul 24 pe 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actului normativ republicată cu publicările și modificări ulterioare. Luând act de A. Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunii Caș în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 5120 din 14.07.2017, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității. B. Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu numărul 5521 din 14.07.2017, prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității. C. Raportul Comisiei de Specialitate al Consiliului Local Caș și Județul Bacău, având necesitatea de asigurare resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local. În temeiul prevederilor articolul 36, aliatul 1 și aliatul 2, litera B, aliatul 4, litera D, articolul 45, aliatul 1 și ale articolului 115, aliatul 1, litera B, din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificări și prevederile ulterioare. Consiliul Local al Comunei Caș din Bacău adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se aprobă implementarea proiectului dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în Comuna Caș din Bacău, denumit în continuare proiect. Articolul 2. Se aprobă documentația tehnică economică și indicatorii economici ai investiției conform anexei 1 și face parte prezenta hotărârii. Articolul 3. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în buget local cu perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală PNDL potrivit legii. Articolul 4. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță investiției pe perioada de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. Articolul 5. Numărul locuitorilor de servicii de proiect, după caz, precum și caracteristicile tehnice a proiectului, sunt cuprinse în anexa numărul 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 6. Reprezentantul legal al comunei se potrivit legii primarului acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. Articolul 7. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Caș de Bacău. Articolul 8. Prezenta hotărâri se comunică prin intermediul secretarului comunei Caș. În temeiul prevăzut de lege, primarul comunicat și prefectul județul Bacău se aduce la conștiință publică prin afișare a semnului primăriei trecut și pe pagina de internet. O să vă citesc de la anexa numărul 1. Indicatorii economici a investiției conform proiectului numărul 1103 din 2017, pe baza memoriei justificativ, în document este cel tier polis SRL, Bacău sunt. Valoarea totală a investiției este de 38.792 de lei, 33 bani. Adică 8.501 euro, fără TVA. Cu tot cu TVA, 10.116 euro. Asta este valoarea investiției, la care avem finanțare nerambursabilă de 7.247 euro cu TVA. Și ce prevede această investiție, această dotare? Dotările necesare ar fi achiziționate sunt următoare. Pentru activități arte plastice. 9 seturi ori pensoane, set de 6 bucăți vite mărimi, 5 bucăți ori un banc de lucru, structură metalică, 20 bucăți scaune, 2 bucăți șevalet mare, 10 bucăți șevalet mic, 10 bucăți trusă culori, 10 bucăți paletă culori. Pentru activități muzicale, 2 bucăți stativ partituri, 1 bucată chitară, 1 bucată pianină digitală, 1 bucată acordion, 1 bucată vioară cu sarcuș, o bucată, un PC, un calculator, o bucată, un videoproiector, o bucată, boxe audio. 3. Pentru activitățile specifice urăritului și artelor meșteșugărești. 10 bucăți banc cu structură metalică, 10 bucăți trusă structură, cu trusă egal 6 dăți, 20 bucăți scaune, o bucată roata olandului, o bucată spatulă pe 3 laturi,
o bucată calculator, o bucată boxe audio. Numărul locuitorilor de servicii de proiect este de 3387 potrivit recensământului populației în anul 2011. Deci la cei de la AFIR, cu fondurile europene, ca bază, ca referință, ei au rezultatul recensământului din 2011. Atunci populația stabilă a ieșit de 3387. Ce avem la evidența populației la acum, la Mănești, populația este de 4422 locuitori. La evidența populației. Dar stabilă, ce au găsit atunci acasă la recensământ, a fost de 3387 și cu aia ei au încadrat cu orice proiect, orice rectificare bugetară și așa mai departe. Da. Da, raportul de avizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanței, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în Comuna Cașin, în județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din legea Administrație Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim! La diverse, avem o solicitare de un referat către Consiliul Local, Cașin, făcut doar la director al școlii Nicolae Puslan. Urma referatului numărul 633 din 4-7-2017, depus de către fochiști unității, conducerea școlii gimnaziale învățător Nicolae Păslaru, Cașin, reprezentată prin doamna profesor Maria Nadia Elena, director și solicită Consiliul Local Cașin aprobarea pentru cumpărarea de bunuri materiale pentru buna funcționare a centralei termice, cele existente având grad ridicat de uzură, pompe și cazan pentru centrala termică. Noi avem un proiect depus la Ministerul Dezvoltării. Am înțeles că din Moldova, Iași, Suceava și Vasluiu deja au primit s-au publicat lista cu proiectele aprobate de către minister. Și Argeș și multe multe județe, săptămâna asta ce am vorbit la minister, se va publica și lista cu județul Bacău. Cu județul Bacău ar fi aprobate vreo 90 proiecte. Eu am speranța și cred că așa și va fi, într-o transparență celor de la guvern, așa a făcut și în trecut când ne-a aprobat proiectul cu drumul cu asfaltarea, că proiectul cu școala va fi aprobat. În cazul în care proiectul cu școala va fi aprobat, în cazul acelui proiect de modernizare a școlii Cașin, intră și centrala termică, pompi, instalații, calorifere, se va schimba cu totul, exact cum au fost cele din oraș făcute. Care sunteți cali didactici sau așa, au fost cele din oraș și au cunoscut o astfel de modernizare și unul de școli generale. Și atunci nu va mai fi cazul. În cazul de nu, atunci vom avea în vedere cele doamnei director și vom aloca o sumă de bani pentru să vedem de ce vorba acolo, vom pune specialist. Nu lăsăm pe mâna fochiștilor că spun fochiștii. De ce este nevoie? Casa nu înseamnă central. Aia înseamnă casa. E toată centrală. Pompele e altceva. Sunt niște auxiliari care ajută la împinge apa. E alt preț. Vom vedea atunci. Dar eu zic să așteptăm, să vedem ce de la minister, ce vor aproba. Eu, cu siguranță, eu sunt optimist, proiectul va fi aprobat. Mai avem un punct pe ordinea la desila diverse. Este vorba de nota de constatare a instituției prefectului în cadrul primăriei Cașin. Ca urmare a controlului efectuat a activității domnului primar, a activității mele ca secretar, va controla și pe dumneavoastră ca consilier. Ca măsură, va o dată așa. Consilierii locali vor acorda audiențe în baza unui program de audiențe în conformitate cu prevederile articolului 51 alineatul 3 din legea numărul 215/2001 republicată și vor stabili un program în acest sens. Pe de altă parte, rapoartele dumneavoastră de activitate pe care le prezentați anual le-am publicat pe site-ul primăriei și vor fi publicate în continuare pe site-ul primăriei. Dar nu toți dintre dumneavoastră ați dat raport. Deci să aveți în vedere faptul acesta, că vor fi studiate pe site-ul primăriei. Și program de audiențe. Deci asta este pentru dumneavoastră ca consilieri. Da, asta a fost una de măsurile care cei de la prefectul le-au stabilit. Pe 10 acum, iulie, a fost un control.
Nu s-au dat sancțiuni, nu s-au aplicat de cum măsuri. Deci să aveți în vedere. Programul de audiență va fi stabilit împreună cu dumneavoastră, nu? Nu. Sau o zi, o zi anume? Fiți stabiliți în funcție de serviciul dumneavoastră, de timpul liber la dumneavoastră. Eu le-am spus că cam toți de aici aveți un serviciu. Mai puțin domnul Vrânceanu care este pensionar, dar restul cam toți aveți un serviciu. La sediu consiliu local aici. Poate și domnul Vrânceanu are o activitate extra... Așa și... Specifică acolo da, unde? Da, aici. Păi da, unde? Dar acolo... specifică unde? Asta am întrebat. Răspundeți la ce am întrebat eu. Dar nu specifică, dar este logic. Că, ce, cum se numește clădirea asta? Sediu primăriei și a consiliu local, nu? Nu aici avem loc, au loc ședințele. Eu am întrebat dacă specifică... Nu, eu dacă dumneavoastră vreți să vă faceți, o să vă faceți în programul audienței, veți avea asta la ședințele la răspundeți. Da, bine. Eu v-am adus la cuși noșință măsurile. Vreți să-mi îndepliniți? Da. Îmi permite să spun și câteva lucruri, domnul președinte, ca să nu stau la discuția. După ce aveți... dezbate ordinea de zi... După ce o să dezbateți problemele dumneavoastră și nu vreau să influențez. Nu vreau să influențez. Domnul consilier, vă invit să luați cuvântul în legătură cu materialele. Domnul președinte, oricare cetățean din comună are dreptul să participe la ședințele de consiliu local. Ca și cetățean al comunei și ca fost primar, ca să nu deranjez prea mult, stau, spun două vorbe și după aceea discutați. Încă după ce o să... Ai un regulament. Dar tot timpul... Se dezbate în ordinea de zi, se pun spunea propunerii și în final se ascultă și doriazilor celor care s-au auto-invitat. În primul rând vreau să faceți o solicitare ca să veniți la ședința consiliului local. Era posibil să nu fie locul sau erau mai mulți consilieri, dacă vă uitați pe site-ul primării municipiului, vedeți cum se face acolo. V-ați auto-invitat foarte bine, foarte frumos, aveți răbdare, se va dezbate ordinea de zi și apoi dumneavoastră fiți locul meu. Da, toți care au mai venit în ședință, toți invitați, au luat un lucru. Putem să dezbatem ordinea de zi ca să... Da. Vă invit să luați cuvântul pentru materialele prezentate, da? Vrea cineva să iei. Materialele sunt prezentate mereu, nouă ni se dă cifri, ni se dă articole, cum e și la primul proiect aici. Noi ridicăm mâna, dar noi habar nu avem, dacă știe cineva ce spunem aici, noi ridicăm mâna ca un lucru. Legea 215, ce se spune foarte clar și are și domnul local, că înainte, când primiți invitația, puteți veni la primărie să solicitați date despre ordinea de zi. Nimeni nu vă refuză. Deci, din momentul în care ați primit invitația, eu când nu eram viceprimaș, când am invitația, în mandatul domnului Cure, dar în mandatul domnului Gosar, când am invitația, veneam la primărie, solicitam secretarului mapa cu documente, mă uitam ce este pe ordinea de zi și care sunt actele de acolo, le consultam, îmi luam și notițe la cifre, la dacă era rectificare de buget, în ce constă rectificarea, ce se fac cu banii, și la ședință eram bine mersi ca la școală, așteptam să mă asculte domnul Lauer. Așa trebuie, dar vreau da? Să fim eficienți, trebuie să... Cam așa să... Deci, am semnat, doamna secretară, dumneavoastră, în calitate de secretar al comunii, dați explicații, domnule consilier, cum de cuvântul, că de fapt nu trebuia să dau explicații. Domnul Celea, nu vorbim neîntrebat, suntem într-o ședință publică, sunteți invitat aici, vă respectăm, dar respectați-ne și dumneavoastră pe noi. Suntem aici 11 oameni și trebuie să ne respectăm între noi. Vă rog, eu vorbeam cu domnul consilier Mânicuță, i-am spus cum stau lucrurile, doamna secretar poate să spună și dumneai că ea, dumneai este legiuitorul, domnul este calm, înțeles. În afară de ce a prezentat doamna viceprimar foarte bine a punctat, când v-am cuceva cifrului de hotărâri, v-am citit și exprimat motive. Și v-am spus, fiți foarte atenți, vă luați un pic să vă notați despre ce este vorba. Dacă nu v-ați notat, vă mai citesc cu dată despre ce e vorba capitolul de fiecare. Domnul Mânicuță, da. Dacă pe dumneavoastră v-a interesat, de ce nu ați venit? O să mă interesez. Dar ce? Da. Păi și ridicați o problemă nu care... Nu păi, și... Dacă de ce zi, nu v-ați documentat înainte de asta? Da, vă da, punctul 1 cu rectificarea de buget. Aș întreba cât este bugetul comunei în afară de cel de real, așa? La nu, bugetul comunei, la cât se ridică? Noi am aprobat la
Asta e rectificarea, dar bugetul total, cât se ridică? La anul anul se rea. Da, da, da. Nu pot să vă spun acum, domnul... Așa, aproximativ, pentru că mă interesează am pentru sport că se dă 5% din... Venituri în sumă de 4.905.000 1.500 lei. Nu, la anul și aproape 5 miliarde, nu? Da. 4.100.000 lei. 4.100.000 lei. Da. Aș întreba dacă la punctul 3, dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru pentru tineret, pictură, muzică, dacă s-a făcut vreun studiu și a fi materie de lucru, dacă avem cu cine lucra. Ele se dotează acestea, da, să nu rămână... Da, pentru așa voi, în cazul cu calcul să plantează anumite obiectivi, da? Noi le-am zis, suma alocată este 76.000 de euro. Și am zis, de ce 76.000 de euro? Să-mi luăm un bulldog scavator la primărie, că este necesar un bulldog, așa văd, ăla este foarte necesar un bulldog scavator, ca să nu mă închiriem, să dăm atâția bani la utilaje. Și un centru de tineret. Asta ce presupune? De exemplu, am avut solicitare de la Dâncurița, a fi o familie de pictori. Este domnul Zărnescu, este Paul Zărnescu, care e feciorul, care vor să predeie pictură la copii cu talent sau fără talent, sau care vor să învețe pictură, să părează comunicași și nu numai. Deci acolo vor putea participa toți copiii din cadrul Galvarea Fondusului. Poate să vin copii la urechești, la urechești, care fac parte din gal. Nu poți să le excepționez, că n-ai voie. Așa. La structură avem meșteri populari. Aici vorbim de artă, dar e meșteri populari. Avea pe Nenea Nicușo cu Mărieș, dar este mai vârstă. Dar mai este și Nenea Nicușo Comar, care este un pic mai tânăr. Mai este un Nenea Nelu Moraru la Aruș, la Măsăria Cașa. Și celelalte, și în cadrul acestui proiect, după ce vom avea dotarea, tot până la programul Consiliului Local, vom face un program de funcționare acestui centru tineret, la care, la muzică, de exemplu, un profesor de muzică, Brada Communication, da? Vine și predă. Acolo copiilor în care... Copii... sunt elevi, sunt participanți. Vor fi. Vor fi, exact cum s-a început cu mișcarea sportivă cu încași și fotbal, și acum sunt copii, câte 30-40 am văzut, s-a bună. Deci așa ar fi și atunci. Și eu zic că e un lucru minunat ca să poți să predai muzică la niște copii, să, sculptură, artică și mâncărești, decât să aibă alte inclinate și... Toate sunt frumoase și trebuie să aibă... Eu zic că va fi. Eu zic că va fi. Asta va fi. Cum a început mișcarea sportivă și acum ei competiții și întreceri între... Așa va fi și aici, cu siguranță. Da, spuneați de școala ca și asta și de vorbă cu doamna directoare, era cam supărată pentru că nu s-a realizat nicio excursie de către copii, ceea ce propusesem eu în toamnă, în care, cu ajutorul microbusului, să iasă copiii prin județ, pe la obiectivele, cel puțin cele din Bacău, nu s-a realizat niciuna. N-am mai primit nicio carte ca și donație pentru premiere, ceea ce s-a întâmplat de anii trecuți, de când domnul Todose a mai făcut diverse sponsorizări. Să sperăm că noua doamnă directoare care va veni în funcție și cu nouul Consiliu de Administrație se va implica mai mult pentru a nu pierde copiii care an de an ușor, ușor se îndreaptă spre oraș. Da. Tot la diversia aș spune cu sportul, fiindcă este în dezbatere, cel puțin în tineret. Programul acesta sportiv, care, după cum știm, legea 350, care am mai afirmat atunci și am avut o contradicție cu doamna viceprimar, el se împarte pe două obiective. Este o promovare a sportului de performanță și sportul pentru toți, unde s-ar încadra Măgura Cașa. După cum știți, se va depune proiectul care revine primăriei ca și finanțatoare să depună și să ne... Autoritatea finanțatoare are obligația de a asigura întocmirea documentației pentru elaborarea acestui proiect. Deci trebuie să depuneți ca să știm să-l completăm. Și vreau să spun ce înseamnă Măgura Cașin. Scrie aici, sportul pentru toți, ceea ce se încadrează azi în Măgura Cașin. Organizarea de activități sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber și a educației pentru mișcare. Selecția și promovarea tinerilor, organizare de evenimente sportive. Cred că ar fi păcat ca această
asociație să nu se încadreze în cadrul proiectului sau să moară, eu știu, din cele două asociații sportive, că cea de-a treia se Speranța ca și noi nu depunem, deși o să ne înscriem și noi în campionat pe bază de sponsorizări din afară. Spuneam ca să moară și să rămână doar o singură asociație. Sunt două posibilități și am mai discutat asta și cu domnul finanțator Fudulache. Una, ori câștigă viitorul Curița și ne asigură domnul Fudulache să funcționăm și noi, ca ASE Măgura Cașin, ori câștigăm noi ASE Măgura Cașin, care sunt cei mai, spunem așa, cei mai ieftini. La noi nu se decontează decât transportul și arbitrajul. Și ați vorbit dumneavoastră cu un bax de apă de la central. Eu m-am ocupat tot anul 2016-2017, n-am lipsit un singur meci. Cu această echipă m-am dus și în deplasare și acasă. Deci acestea sunt toate costurile. Nu știu la cât se ridică, 100-120 de milioane. De asta am întrebat bugetul, pentru că legea sportului spune că 5% din buget, 5 ori 4 ar fi 200 de milioane. Important este să vorbiți cu domnul Fudulache să nu moară ASE Măgura. Asta e cel mai important. Este terenul, toți jucătorii sunt numai de la Cașin și vă spun că sunt 25, dintre care sunt vreo 8 copii care i-am promovat în echipa mare, care vin. Ei au început să ia viitorul copiii de la noi ăștia. E foarte bine să ia pe cei mai buni, dar să ne lase să jucăm, dacă din toamnă se va da în folosință terenul, să jucăm noi aici, ASE Măgura. Ei au altă perspectivă de performanță, de a juca în oraș cu jucători străini. Normal că performanța cere sacrificii, sume, cred că nu știu dacă le poate duce așa cum ambiția a fost cu Codreanu să-și facă biserică proprie, bănuiesc că și domnul Fudulache poate să-și facă echipă și club propriu, fără nicio problemă. Dar sunt discuții, în fiecare duminică ne întâlnim 20 de tineri și nu știm în ce dânsul am discutat și cu, a venit și el la întâlnire, domnul Fudulache, și a zis așa, domnule, să mă consult cu comitetul director. Bănuiesc că sunt mai mulți, treaba dânșilor, mai mulți sponsori, dar ne-a lăsat așa în ceață. Cine va câștiga acest proiect? Proiectul, conform legii, numai unul câștigă. Deci, acum, dacă s-ar lua vechimea, dacă am pune un punct pentru vechimea unei echipe, noi suntem de 70 de ani. Nu? În afară de performanță. Suntem în categorie. Ei sunt de 2 ani și au câștigat locul întâi anul acesta. Nu știu cum va fi punctajul și cine va face parte din comisie, dar rugămintea noastră este ca această echipă să-și continue activitatea. Și aș mai avea o propunere acum de suflet, fiindcă nu știu care sunt criteriile, domnul Năgeanu e cel mai vechi, care sunt criteriile de a acorda cetățean de onoare al comunei, dar fiindcă există o lege. Bun, nu știu dacă se încadrează, n-am studiat-o, dar fiindcă vecinul și domnul profesor Comănici este deja la o vârstă octogenară și fiind profesor, fiind director de școală, fiind director de cămin, fiind viceprimar și primar, cred că întrunește destule calități, să-l mai prindem în viață și să-i acordăm această, eu știu, onorific, această, nu știu dacă e, dintre cei vechi ai comunii, cred că e singurul care, zic eu, care... Ajută în vederii interioare, sunt următoare cum face proiectul de hotărâri, privind acordarea certificării domnului Comăneci. Am mai fost o propunere făcută de dumneavoastră, privind domnul Băncile de la Chim Complex. Da. Și nu știu dacă s-a realizat. S-a realizat. Dar dânsul este bolnav, am discutat și cu fata, cu Ana, cu Mariana, într-o situație, cred că ar fi o... Dacă tot suntem cu toții aici, mulțumim frumos, să fie de acolo să simțim un asemenea proiect în așa viitoare? Pentru domnul Comunic. Da, domnul Comunic. Da, amin. Deci, dacă, da, la fel de acolo, vom avea un proiect ordinației privind această chestiune. Și ultimul punct, și m-am studiat, dacă raportul Curții de Conturi se poate studia, se poate vedea, s-a încheiat, nu... Da. Nu mai știu. S-a încheiat controlul Curții, Camerei de Conturi, e punit Camera de Conturi. Și va veni, încă raportul nu a venit decizia. Așteptăm. Când va veni decizia, oricum o să pun în discuție cu Consiliul Local, o să vă fac și noastră copii care vreți, nu aveți, aveți acasă, da. Și va spune în Consiliul Local și Consiliul să delibereze ceva, să spună de acord, nu-i de acord cu unii măsuri date, e posibil ca unii măsuri care au fost date, poți să le contești.
le contești la cameră după ce vine decizia sau în instanța civilă, da? În contenciul administrativ. Vis-a-vis cu fotbalul, să știți că șuteți mine, este o problemă aici, că nu credeți că nu mă preocup cu lucrul ăsta. Orice finanțare, privind activitatea sportivă și cea culturală, nu se mai poate face decât până legea 350. E clară situația. Deci până legea 350, chiar și pentru organizarea zilei comunicașin, noi vom face un caiet de sarcini, îl vom scoate la licitație și vor veni ONG-uri și vor depune un proiect în care ceea ce vrem noi acolo vor depune că vor face acele activități. Cum? Prețul lor. Noi vom avea prețul nostru. Deci dacă se face și o licitație de lucrări, noi avem prețul nostru, noi avem prețul lor și noi ce alegem. Firma de regulă cu prețul mai avantajos de economie pentru noi și aia va face. Vis-a-vis de fotbalul ăla, așa va fi. Va fi un caiet de sarcini făcut în primărie. În baza caietului de sarcini, asociații sportive vor depune proiecte. Să știți că, cum a spus dumneavoastră, nu se știe cine și cum va câștiga asta. Și, într-adevăr, din două, trei asociații care vor depune, numai una va câștiga. Că aia se va numi Viitorul Culcea sau Măgura Cașe sau, nu știu, Șoievi Scoflanșa sau Progresul Cranț, cum era odată. Nu știu care va fi. Dar, într-adevăr, aici e o problemă care o să mai discutăm. Eu dumneavoastră v-ați întâlnit pe o ședință. Am înțeles în puterea școlii, la care eu nu am pus să vin. Nu am fost în zonă, că vineam cu drag. O să mai facem un întrunire, la care o să particip și eu, și doamna viceprimar, sau și din consilieri locali care vor să vină, o să-i anunțăm, să vină și ei, că și ei trebuie să fie interesați de lucrul ăsta, că aprobă aici ședință anumite hotărâri de finanțare. Și o să discutăm și eu zic că vom încerca să facem tot posibil să fie bine. Ca Măgura Cașin să rămână Măgura Cașin și Măgura Cașin să aibă continuare activitatea sportivă cu continuitate. Curița, la fel Viitorul Curița și ei să aibă, știu, proiectul lor, ce proiect va avea ei. Așa, am înțeles că la Curița se fac acum proiect mai elaboros cu copiii juniori. Fine, că au plecat și la Cașin, că spunea dumneavoastră, s-a dus. E bine, copiii să-l lăsăm să ducă și acolo și acolo ca să joace. Pot mai sunt vieții, a jucat fost. Cam așa s-a dus. Da, așa s-a dus. Mai doriți cineva să-i cuvântul? Da, aș vrea să-ți spun ce-am văzut. Da, problema cu audiențele consilierilor, dacă se va stabili, și cred că e bine să stabilească unde să ținem audiențele, pentru că articolele de lege fiind publicate în Monitorul Oficial, sunt publice în cazul ăsta și te poate opri oricine pe stradă, zice, ești consilier și ești obligat să-mi dai detalii sau să mă asculți. Și dacă fixăm un program, este bine să existe program fiecare, afișat aici la primărie, pus la vedere și cei care doresc îl contactează cu telefoane, cu tot, pe proșu, pe mine, pe la care sunt în consilier și zice, doamne, vreau ca să vin și eu la dumneavoastră într-o audiență. Când mă puteți primi? Și zic că, domnule, am de la orele cu tare în zilele cu tare. Când puteți să veniți cu tare? Bine, le-ai trecut în agenda și primul problem care se ridică, că probabil că o să fie în 90% probleme cetățenești. Mai mult ca sigur. Și ca atare trebuie să dezbătute. Bun. Așteptam ca în ședința asta sau cealaltă care a trecut, probabil că este un lucru și din cauza asta încă nu s-a făcut, acel material privind zonarea comunicași. Probabil că nu l-ați terminat. Am dat dispoziție de primar. Nu știu. Așa a fost înțelegerea. Da. Să vă facem siguranță. Aș vrea să spuneți dacă, să ne spuneți dacă ați fixat unde este clădirea, unde va funcționa acest centru de tineret. Această clădire va fi fosta școală din Curița, la etaj. Probabil clasele respective, cultură, cultură, roata oralului, croitorie și așa mai departe. E bine și croitorie să fie, pentru că, în general, fetițele, cred că lor place să învețe, să tragă la mașină. La Artemis Ciucărești, în roata oralului, așa, așa probabil, probabil. De asta zic că nu știu dacă e trecut acolo la achiziții. Așa. În ceea ce privește problema cu încălzirea școlii, cred că este una din cele mai principale probleme. Se apropie iarna și trebuie văzut ce e de făcut. Nu putem să trecem cu vederea treaba asta
Pentru că avem un număr de copii și mari și mici, adică cei mai mari vorbesc, clasa 5-8, așa și mici care nu vrem să ne dea nimeni pe undeva, că stau ei îmbrăcați cu sărcuții de ei și nu pot să-și noteze sau să învețe să scrie. Și trebuie stabilit cum va fi realizată această încălzire, pe lemne sau pe gaz. Pentru că aici intervine cumpărarea cazanului de încălzire. Viitorul vor fi gazele. Eu nu zic luați cazan pe gaze sau pe lemne. Stabilim cu toții și așa. Aș vrea să vă notați totuși o chestie. Dacă s-a realizat acea defecțiune de la centrala, de la școala Curița, care curge apă și cazan și acolo e numai apă. Pentru că vine iarna și dacă este crăcat un element, trebuie scos și înlocuit sau trebuie micșorat cazanul sau trebuie înlocuită conducta de unde curge apă. Și dacă este acest lucru de realizat pentru anul care vine, problema persoanei care va avea grijă de cazan. Să mă ierte Dumnezeu. Nu știu dacă este bine ca o femeie să aibă grijă de încălzire. Trebuie pus un băiat care să răspundă de treaba asta. Cazanul ăla trebuie și tot curățit, trebuie scoasă cenușa, lemnele alea trebuie aranjate acolo, gospodărește că acolo era, să mă ierte Dumnezeu, nu fac aprecieri. Ați văzut fiecare ce era atunci, în iarna respectivă, acolo când nici călzirea nu era ca lumea și nici nu. Bun. Sunt mari probleme și mari discuții în comună referitor la taxele pentru căruțe. Am fost și eu oprit și încerc să vă spun. Acum să mă ierte Dumnezeu, măgăreața cade pe dumneavoastră. Așa spun toți. Că ați făcut ce ați făcut dumneavoastră ca primar, consilierii dacă au aprobat, care e situația, pentru că nu știu zi de noapte, că la Mănăstirea Cașe nu s-ar plăti această taxă. Astăzi am fost la Mănăstirea Cașe, într-o problemă cu o fâneață și am discutat problema, a zis că nici n-au... Nu știu, dar am dus să prindea domnul inspector de la Curtea de Conturi. Da. Dacă îi trecea pântre degete... Dar nu știu dacă Curtea de Conturi îți poate impune taxele... O să lucrez. O să lucrez și o să vădă și copil pe rândul oficial și o să vădă și local în 2005. Părerea mea că trebuie discutată bine chiar și la finanțe, nu în raportului care va veni, pentru că oamenii sunt oameni, știți, există, Lăpușnean m-a spus ceva, nu spune, nu vă puneți cu. Și cu asta basta. Da, mulți, dar așa. Bun. Aici am spus problema căruțelor. Aș vrea să mă ierte colegii consilieri. Am venit înapoi cu proiectul la lege care a fost dat pentru modificarea articolului 55 din 250 și l-am adus ceea ce ne-au fost puși ca să semnăm de către doamna secretară că am primit. Nu știu dacă fiecare din noi a citit acel articol. Și îmi permit, și cu scuze dacă l-ați citit, să recitesc eu încă o dată. Și să țineți cont, chiar dacă eu voi fi sau nu voi fi mâine, că lucrul ăsta vi l-a citit un jurist. Zice așa, aleșii locali răspund, virgulă. De ce bine nu am înțeles virgula? În codul penal român cât și civil, virgula dă posibilitatea interpretării. Răspund, virgulă, în condițiile legii, virgulă, administrativ, virgulă, civil sau penal, virgulă, după caz, virgulă, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiunilor ce le revin, în condițiile legii. Cu asta am terminat articolul și vreau să vă spun că în urma acestui articol, care aliniat articol din care a fost modificat, consilierii locali, cât și primarul și viceprimarul și toți care suntem, vom răspunde conform legii pentru tot ceea ce aprobăm aici. Nu se va mai trece cu vederea. Și acum revin asupra ceea ce a spus dumneavoastră, pentru că nu știu cum să spun, să nu fiu, să nu deranjez, să nu spun greșit.
comisiile din care facem parte noi și materialele, noi am mai avut o discuție și cu domnul primar acest lucru, dacă sunt materiale de inițiere sau depuse în cadrul primăriei care trebuiesc supuse aprobării, președintele comisiei trebuie să convoace comisia respectivă cu 2-3 zile înainte de ședință, să o supună dezbaterii, să facă proces verbal, iar în ședință să emită un punct de vedere pe care se supune sau nu mai departe în discuții. La noi nu prea se face, să fie cu iertare, dar ar fi bine ca atunci când avem proiecte de genul ăsta, așa, să le facem legal, că vedeți dumneavoastră atât la Parlament cât și la Senat, deja au început să ia o formă toată legislația noastră, ușor, ușor, că pleacă unul, că pleacă altul, toți suntem trecători prin viață și prin funcțiile pe care le deținem. Și atunci când suntem tras la răspundere, poate nu avem posibilitatea să răspundem exact pentru ceea ce am semnat sau am ridicat mâna, am fost de acord. De asta zic cu mare grijă. Mi-am permis, îmi cer scuze dacă am deranjat pe cineva cu acest problem. Zonarea am spus-o. Aș mai avea aici o problemă. Ce s-a realizat, domnul primar, pentru dumneavoastră, la întâlnirea cu persoana respectivă, stimata doamnă, care v-a promis că va discuta cu dumneavoastră în legătură cu extinderea conductei de gaz pentru uliță. Cam astea au fost punctele mele de vedere și în legătură cu bugetul sunt de acord, banii vin și se poate realiza. Buldoiul, excavatorul este necesar, vin și el, vom avea și zăpadă, așa. De ce am specificat că este necesar acea cupă de făcut șanțuri? Pentru că este strict necesară, e cea mai importantă piesă, cred că, la un tractor. Și picamerul care spune dacă se poate adapta și dacă are prevăzut compresor, nu știu. Are. Așa, care lucrați în industrie, așa. În rest, probleme sunt curente și cam atât. Da, mulțumim, mulțumesc. Deci, David, de școala Curița de central a fost o defecțiune la un cot de spate. Nu știu. Vis-a-vis cu funcționarea aia centrală, este o centrală care nu necesită fochist autorizat, fiindcă are 40 ceva de kilowatts. Centrale care depășesc 70 kilowatts trebuie fochist autorizat. Eu n-am spus. Într-adevăr, cum am spus, tanti Dima este în vârstă, nu se pricepe. O să punem un baian în cadrul primăriei Cașin, un muncitor în cadrul primăriei Cașin, ca m-a venit să zonul rece, în fiecare zi să fie acolo de la orele 6 dimineața până la orele 10, să asiguri căldura la copiii. La copii, și atunci se problema se rezolvă foarte simplu. Atunci cu școala, cu călzirea școlii, v-am spus că avem acest proiect. Acum, păchiștia a făcut școlea, către doamna director. Va trebui luat legătura cu o firmă specializată ca să facă verificările la ceea ce au spus ei. Și atunci firma va spune dacă pompile trebuie schimbate, cazanul trebuie schimbat. Păi că școala are două cazane, unul mai vechi și unul mai nou. Chiar știu că unul este de generație mai nouă și nu cred că s-au spart cazanul. Problema care aveau ei era cu pompa, cu pompile care împinge apa. Dar asta iarnă vă spun că școala a fost căldură. Doamna echipă care este secretară era căldură câteodată trebuia să închidă căldura, că nu puteau să mă stie în sări de clasă și în cancelare. Și așa va fi și iarna ce va urma. Vis-a-vis cu gazul, doamna respectivă lucrează la Ministerul Industriei, a zis că ajunge în zonă, nu a ajuns. Am vorbit cu tânsa, când va ajunge, voi sta de vorbă cu tânsa, voi prezenta, că a zis că vrea să vadă și satul, uița să meargă în trebuie să vadă și satul. Și eu am speranța că poate ne vom agăța ca Ministerul Industriei să ne finanțeze această investiție, această extindere de rețea de gaz la Curița. Ați mai pus o întrebare cu căruții. Să știți cum mă doare, am văzut reacțiile oamenii, au dreptate oamenii. Am discutat-o și în Căminul Cultural, când știți că am fost o ședință pățelul în Căminul Cultural, când era auditul. Când era la noi, la Camera Contului și făcea auditul, și la care s-a luat la acest aspect.
o măsură de cele care vor veni în decizia care va veni, va fi aceasta. Pentru că ei au verificat cheltuiala banului public în primăria Cașin, domnul Cașin, plus și încasări. Deci, modul cum s-a făcut încasări. Impozitele la localități se stabilesc conform codului fiscal, care este făcut, în alții noștri Ministrul Finanței de Guvern și este publicat în Monitor Oficial. Ultimul cod fiscal reactualizat a fost publicat în Monitor Oficial al României numărul 688 din 10 a 9 2015. În baza acestui, vă puteți nota, dacă vreți să vedeți pe internet, că aveți internet acasă, internet vă spun orice, da? Intrați și îl găsiți. Deci, 688 din 10 a 9 2015. Monitor oficial în care este codul fiscal. Deci, noi suntem obligați ca autorități locale, sunt obligate ca, virgulă, impozitele care se stabilesc în codul fiscal să le și aplici. Deci, nu putem face derogare de la noi, ca și Consiliul Local, să venim un impozit de pe din nu la propun. Codul fiscal, procedurul, ce nu mai permite? Ne permite ca și Consiliul Local să mai aprobi și alte și impozite. Da? M-a aprobat taxa, singura taxă care a aprobat-o Consiliul Local, specială, este acea taxă de salubritate. Restul s-au plecat taxele conform codului fiscal de procedură. Deci, vă citesc în monitorul oficial. Ce să impozitează? Mijloace de transport cu tracțiune mecanică, vehicule matriculate până în 200 cm cub și sau mai mare, da? Și aici spune fiecare cât trebuie să fie impozitat. Și la un moment dat, la punctul 2, la vehicule înregistrate. Vorbim de vehicule. Spune, vehicule cu capacitate cilindrică mai mare de 200 cm cub. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică mai mici de 4800 cm cub. De aceea vorbim de tractoare, bulduri, excavatoare, excavatoare și mai departe. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică mai mare de 4800 cm cub. Iar vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată. Taxa este de la 50 de lei la 150 de lei pe an. Noi când am făcut proiectul hotărârii, în 2015, cu consilierii care eram atunci în funcție, care am făcut ne-am gândit la remorci. Că ei nu au capacitate cilindrică. Nimeni nu s-a gândit și, că și căruța este un vehicul. Și noi atunci am stabilit prin hotărârea numărul 58 din 2-12-2015, o taxă de 100 de lei pe an pentru vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată. Ceea ce ne-a luat în cap la acea oră căruță. Că dacă știam că se ia în calul căruță, de fapt, am taxa cea mică de 50 de lei, vă spun clar după acum. Și urmă, în motor oficial, tot în motor oficial al României, în codul procedurii fiscală, ce spune? La articolul 35, nu, ce impozitare? Deci, la 35, ce inspectorul de la taxe impozite în speță circulară militar, ce a zis? Păi, impozităm remorcile la tractoare, pe căruțele, nu? Chiar și mi-a pus întrebare și domnul primar, ce e căruța? Păi spune, căruță, e căruță. Nu, ca și în transport. De ce? Asta e dreptare, că vorbește primarul. Acum, dumneavoastră a fost primar, mai de mult. S-a uitat. Da, și cam așa stau lucrurile, domnul Răceanu. Aici aveți codul fiscal, o să facă doamna viceprimar, faceți copii și dați la fiecare consilier în parte să le aibă. În cazul în discuția cu cetățenii sau când vorbim cetățenii la primărie, dacă faceți audienții, să vă uitați. Deci nu a fost voința primarului și nici a Consiliul Local Cașin, dar a impozitat căruțile în comuna Cașin. Fiindcă acei care au căruți sunt acei oameni mai nevoiași. Majoritatea sunt acei oameni nevoiași. Și trăiesc după urma acelui căruț și acelui cal sau doi cât au ei acolo. Și nimeni nu știu cum nimic. Și ca o paranteză, pentru că am insistat și eu, și domnul primar, și Luminița, domnul inspector, Pofică, un părțic, își câștigă ziua, au copii, pentru siguranța zilei de mâine și pentru așa asigura ziua de mâine, pentru că. Și atunci domnul primar zice, ce o să le spun oamenilor? Aici e problema. Ce o să le spun? Ce o să le spun, domnul preot? O să le spun că am avut curtea de conturi și că asta ne... Asta ne-a trasat. O să vedeți și în decizia care știți ce a spus inspectorul? S-a întors la primar și a spus, știți ceva, domnule? Nu manipulați lumea. Așa spune legea. Nu ați respectat legea asta, să le spuneți. Ne-a făcut și noi mititei și gata. Că orice taxă, orice impozit local care nu este încasat, de rea credință sau de nevoință, este imputat celul care are obligația de a-l încasa. Inclusiv lucrătorul la taxe și impozite și primarul, coordonatorul de credit. Fiindcă departamentul taxe și impozite este în directa subordonare a primarului cu cel de contabilitate. Domnul Ioan, știți paradoxul?
găsisem într-o lege aici, 132/2017. Bicicletele și căruțele nu vor plăti RCA. Dacă nu plătești răspunderea civilă, asigurarea de răspundere civilă, înseamnă că nu-i considera vehicul. Știți? E dat acum proaspăt. Da, ci că... știu asta, domnul da. Știu și pe internet. Și de asta spun că... Sunt echipuri care sunt putut în public. Și în partea care nu trebuie să fie asigurat. Dacă este implicat un accident, intră căruțașul, este viața, nu prost iluminat în noaptea și intră cu mașina, ăla n-ar fi să-l vei. Fiindcă el nu are nici ea. Ei, s-a fost un proiect de lege privind acesta și a plecat. Aici vorbim de un cod fiscal, un cod fiscal, care stabilește taxe și impozitul local. Deci vorbim de altceva. Vorbim de impozitul pe căruțul, cum ar fi și cum e și TBT-ul, impozitul pe autovehicul. Deci remorcele intră la IRCA, remorca, chiar dacă o ai separat. Aici, da, a fost un proiect de lege care nu a fost aprobat, dar noi vorbim aici de codul de procedură fiscală, care ne obligă la anumite taxe și impozite. Dacă dumneavoastră vă asumați, dați autorii de Consiliul Local, pe care să fie discutit, eu n-am nimic împotrivă. Dacă citesc ce spune referitor la taxele și impozitele Consiliului Local reglementate prin legea statului, este un articol unde spune că sunt obligatorii în totalitate? Codul fiscal este procedură fiscală, este obligatoriu. Hai să vedem. O să vedeți asta, da. Dacă nu e, zăm hotărârii după ții local. Ce nu sunt obligatorii, așa sunt, se încadrează la alte taxe. Alte taxe și impozite, la care noi putem face. Cum a făcut taxa de stabilitate, să caseze primăria acest serviciu. Sau alte primării au taxe, cum e taxa de drum la poliță. Este o taxă specială. Alte taxe. Sau poți să dai taxe, nu știu. Nu știu ce fel de taxe poți să dai. Îți face un amendament. Păi n-ați văzut o adresă la Ministerul Finanțelor. Și acum atunci nu s-a fixat taxa, nu s-a impozitat, nu s-au impozitat căruțele și Curtea de Conturi a spus gata, n-ați respectat legea. Înseamnă că acest lucru se va perpetua pentru toate localitățile? Da, Buciumul, comuna din zonă care e Buciumul, i-a avut auditul acum 2 ani. La ei acolo cam bine, a avut alte probleme, mai multe imputații foarte mari ca sume, dar continuând a avut și cea cu căruțele. Și l-au obligat, au vrea Consiliul Local și primăria să iei taxă de căruțe. Iar la Mănăstirea Cașin... Sau n-au obligat, iar greșesc, că își pe care n-au obligat. Legea. Adică nu obligă, te obligă, nu te obligă. Acum? La anul. Păi la anul, la anul, zic, merge Curtea de Conturi și la Mănăstirea Cașin. Fiindcă vă spun că auditul care s-a făcut la primăria Cașin, nu a fost audit făcut care a mai fost în primar, poate știu de lucrare, se făcea pe ultimul an. Deci avea anul 2007 și făcea pe anul 2016. Nu s-a făcut audit. Din 2014, începând în 2014, toate cheltuielile, privind cheltuielile materiale și, cum se spune, investiții, plus în casări, așa, din 2014 până în 2014. Apropo, cât a mai reușit cu primăria să recupereze din ceea ce trebuia să strângă și pe cele neplătite amenzi și așa mai departe? S-a mai reușit să mai adune ceva? S-a mai reușit să adună amenzi, au mai fost multe amenzi în judecătorii, transformat în ori de muncă, folos comunității, dar la cei care nu au chiar niciun venit. De ce specific? Este important noi să scăpăm de mal. S-au făcut proprii. La cei care au salarii. Cât mai multe, casa este... Chiar ultima dată s-au făcut acum 2 săptămâni vreo 20 proprii. Pensii și salarii care au. Care nu au nimic, n-ai ce să le... E păcat că am ajuns aici, pentru că omul în ziua de astăzi, pentru leu ăla care îl oprești, știu, dar vedeți dumneavoastră că așa noi zicem, vin alții și ne acuză pe noi și intri și... Bineînțeles că s-a referit aici la amenzi și la faptul că nu s-au pus sechestre. Da. Adică inspectorul de la imposte și taxe, Ardeleanu, ai avut amenzi și ai plătit. Ce ai întreprins tu, Țiculeanu, pentru Ardeleanu? Păi că n-are venit, nu știu ce? Intimidare. N-are casă, n-are mașină, n-are cal, n-are căruță, sechestru. E prevăzut? Nu să ajungă și pe asta. Dar nu mi-a pus oameni de 10 milioane. Nu mi-a pus proprii pe cont. Deci, domnul Băciunul, dacă ești din Cosei, ai avut proprii că am făcut-o? Da, am avut și de la primărie. Am avut și din... Am avut o amendă pe, nu penală, civilă și mi-a pus proprii pe cont. Și apropo de căruț, domnul Grânceanu, să știți și dumneavoastră. Nu, eu am spus că a fost discuție și s-a... Trei persoane în consilier care lucrăm într-un sistem silvic. Deci noi când tăiem un aviz, pe programul Mutrecin, trebuie să trecem numărul de căruță.
care putem să-l băgăm în maxim 7 zile. Ăla care vine fără număr la punte. Nu putem să-i dăm în gol. Vă zic că obligatoriu trebuie să aibă numărul transportat. Deci la, acolo scrie auto, ce scrie, căruță, tipul sau ce scrie noi, număr. Bun, bacă 135 cașuri. Ați văzut reportajul la televizor, da? Mai încărcați de la noi, ca titlul informativ. Așa. Camioane dintre astea, stil TIR, cu lemne și închideți obloanele și sigelați, să nu vă să vadă ce stă transportă? Nu cred. Nu știu, a dat la televizor, nu de la cașă. Nu, de la cașă. În special din Vițința Năsăud și Mureș. Da, păi acolo sunt păduri particulare, de asta mai mult acolo. Și acum, se pare că va prevede în rege, interzis transportul în asemenea vehicule închise. Știți? Transportau lemne în vagoane dintre alea care pune fervechi. Sau pene dintre astea cu mare cășuneanu pentru betoane, pentru înalte și cu prelata aia deasupra. Pac, trăgea prelata și... Aia era Vistița, nu-i la noi. În fine, nu-i la noi, da. Așa. S-au practicat înainte. S-au practicat înainte, da. Mai doresc cineva să... Punem la vot. Eu sunt invitat, pot să spun două. Dar cu ce aprobăm? Ați vă înduc alu? Supunem la vot proiectul de hotărâre de la punctul 1 privind rectificarea bugetului local. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Supunem la vot proiectul de la punctul 2 privind implementarea proiectului achiziție Budu Excavator pentru primăria Comunei Cași și Județul Bacău. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Supunem la vot proiectul de hotărâre de la punctul 3 privind implementarea proiectului dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în Comuna Cași și Județul Bacău. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. În afară și justiție s-a terminat. Știți cum îi spunea la centru?